Bună ziua! Astăzi este Ziua Internațională a Femeii și ne dorim să vorbim despre empowerment. Dorim să discutăm despre femeile care se luptă pentru drepturile omului, despre femeile care protejează, despre leadership-ul feminin în situații de criză, despre ambiție, obstacole care sunt percepute drept provocări și despre dorința de a ajuta și de a inspira cât mai multe tinere. Dorim să sărbătorim Ziua Internațională a Femeii printr-o dezbatere cu studentele, tinerele și femeile care își doresc să aibă un rol pe scena internațională a diplomației. Ne aflăm în cea de-a doua parte a evenimentului Femei în Diplomație, cum arată viitorul pentru tine din România și lecții pentru noua generație, în cadrul celui de-al doilea panel, perspective ale reprezentantelor României care și-au construit o carieră internațională în diplomație și este o onoare să le avem astăzi alături de noi pe excelența sa Iulia Matei, șefa reprezentanței permanente a României pe lângă Uniunea Europeană, pe Ramona Strugariu, membru al Parlamentului European, grupul Renew Europe, Iulia MOTOC, judecător la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. În această dezbatere vom avea tinere, vom avea studente, vom avea reprezentante ale organizațiilor non-guvernamentale și ne-am dorit să fie un dialog sincer, un dialog ca un program de mentorat pentru tinerele care doresc să afle cât mai multe din experiența dumneavoastră și ne dorim ca împreună să le ajutăm să-și facă o idee cât mai clară despre ce presupune a avea o carieră în diplomație. Astfel că o să vă invit, o să le invit pe vorbitoarele noastre să răspundă la următoarea întrebare. Cum au știut că este momentul potrivit pentru a-și construi o carieră în afaceri europene și când s-au simțit pregătite pentru a da curs acestui vis? Și o să introduc pe excelența sa, doamna Iulia Matei, să ne răspundă la această întrebare și îi mulțumim foarte mult pentru prezența în cadrul evenimentului nostru. Da. Bună ziua tuturor! Vă mulțumesc și eu pentru inițiativa avută, evident, într-un context de 8 martie pe care probabil ni l-am fi dorit cu toții să-l sărbătorim altfel decât în conjunctura încărcată pe care o avem și pe care o resimțim cu toții în condițiile războiului din Ucraina. Evident, tematica dumneavoastră și conexiunea cu mediul universitar, bun, chiar și din perspectivă de gender și în conjuncție cu studentele și cariera pe care studentele și-o pot proiecta într-o lume ca cea de astăzi, este de relevanță maximă pentru că, bun, plec de la premisa în primul rând că mediul actual oferă foarte multe oportunități. Evident, crizele ne arată că putem să lucrăm foarte mult pe formarea noastră, indiferent că suntem sau avem niște meserii pe care le exersăm deja sau ne pregătim pentru alegerea unei cariere. Din perspectiva aceasta, vedem cu toții în ce lume transformativă suntem și care sunt nevoile de pregătire și adaptare permanentă pentru fiecare dintre noi. Și probabil cu această idee aș vrea și să încep, că chiar dacă suntem pregătiți și ne pregătim pentru o anumită carieră și mai ales pentru cariera diplomatică, cum este cazul meu, trebuie să înțelegem în egală măsură că aceasta presupune o capacitate de adaptare permanentă și de gestiune a provocărilor. La provocărilor în sens larg, mergând până la situații de război pe cum le vedem aici și care necesită evident o pregătire suplimentară mai din perspectiva de gestiune de criză în sine, dar și din perspectiva capacității noastre de anticipare și adaptare într-un asemenea context securitar foarte complicat. Iar apoi să încerc cumva să pornesc de la întrebarea lansată de dumneavoastră. Ne-a spune că, de fapt, nici nu-mi dau seama sigur dacă această realizare a mea din perspectiva a ceea ce urma să devin a fost o chestiune voluntară sau involuntară.
Ceea ce vă pot spune cu siguranță și mă bucur că suntem într-un mediu și într-o conferință care cumva este inițiată și de Facultatea de Științe Politice a Universității București, vă pot spune că practic acesta a fost traseul meu. Odată intrată la Facultatea de Științe Politice, am descoperit această conexiune extraordinară a modului în care eu, ca tânăr student, trebuia să mă raportez la dinamica relațiilor internaționale la acel moment, să studiez teoria relațiilor internaționale și aici, bineînțeles, că nu pot decât să o salut pe doamna profesor Iulia MOTOC, care a fost mentor pentru foarte multe generații în Facultatea de Științe Politice și cu atât mai mult și aici ajung în conjuncția directă cu ceea ce fac eu la acest moment, să înțeleg beneficiile și evoluția proiectului european. Practic, primul moment în care am început să studiez aceste lucruri și le-am făcut în primul rând din perspectiva istoriei construcției europene, am început să le fac la Facultatea de Științe Politice și acest lucru mi-a permis să, să intru în acest univers care să-mi arate deopotrivă forța și beneficiile proiectului european și apoi ulterior să aplicăm aceste beneficii pentru România și să fiu martor al procesului de aderare al României la Uniunea Europeană și să pot aprofunda aspect pe care l-am făcut deopotrivă în cadrul Facultății de Științe Politice, toate aspectele conexe, fie că discutăm de dinamica și echilibrul instituțional la nivelul Uniunii Europene, fie că discutăm de evoluția politicilor europene. Deci, practic, aici a început această aventură, dacă aș putea să o numesc astfel, și am ajuns până într-un momentul cel mai onorant, evident, pentru mine la acest moment, ca să reprezint țara din perspectiva de ambasador al României pe lângă Uniunea Europeană. Ceea ce vă pot spune, însă, dincolo de această descoperire, o descoperire care, cum vă spuneam, la mine s-a făcut în mod natural, prin prisma studiilor pe care le-am ales să le fac. Ceea ce însă pot spune este că această meserie, meseria diplomatică, presupune mult mai multe valențe decât o pregătire temeinică. Și pregătirea temeinică, care bineînțeles trebuie să aibă această conjuncție și acest apetit constant față de tot ce înseamnă dinamica relațiilor internaționale și abilitatea de a comunica în mai multe limbi străine, pentru că cele două sunt strâns legate, presupune și o foarte mare capacitate de adaptare și o capacitate de a procesa în timp real o foarte mare cantitate de informație. Oricum trăim într-o perioadă în care informația este oarecum la îndemâna oricui, însă nu este suficient să ai informația la îndemână. Trebuie să ai aceste abilități de a problematiza corect informația pe care o ai, de a contextualiza corect și de a avea capacitatea de a declina în mod constant informația respectivă din perspectiva interesului statului pe care îl reprezinți printr-o asemenea meserie. Și aceste lucruri, evident, sunt unele sunt formative, țin de meseria în sine și aici noi ca diplomați în cadrul Ministerului Român al Afacerilor Externe lucrăm în mod constant în cadrul acestor imperative, dar țin și de capacitatea noastră de relaționare, pentru că este într-adevăr o meserie care presupune o relaționare constantă și care presupune această abilitate de a schimba mediile și de a schimba interlocutorii de foarte multe ori, chiar de mai multe ori în aceea zi. Bun, suplimentar aș putea spune că pandemia ne-a arătat în ce grad lucrurile pe care cumva le știam construite, gândite în anumiți parametri s-au modificat și diplomația și lumea diplomatică nu a făcut nicio excepție. Am constatat că acele aspecte care dădeau nuanțarea corespunzătoare meseriei noastre au lipsit, pentru că ne-au lipsit întrevederile
face-to-face, ne-au lipsit discuțiile tete-a-tet, discuțiile care să permită de foarte multe ori detaliu și problematizarea fină a ceea ce am discutat. Ne-au lipsit rundele de negociere, care, bineînțeles, nu s-au putut desfășura prin intermediul videoconferințelor și dezbaterilor digitale. Însă, ne-am dovedit tuturor, chiar în aceste contexte dificile, am putut continua și ne-am putut adapta. Și ne-am putut adapta instrumentarul diplomatic în așa fel încât să venim în sprijinul mult mai direct al tuturor cetățenilor noștri care s-au găsit în foarte multe situații complexe în diferite părți ale lumii. În consecință, am avansat din perspectiva protecției diplomatice, protecției consulare foarte mult, pentru că reacția noastră de data aceasta a trebuit să fie una realmente în timp real și coordonată cu colegii și cu autoritățile din foarte multe alte state, și ne-a arătat că dintr-o perspectivă de policy making și de proiecție a modului în care vrem să arate cel puțin Uniunea Europeană, această criză, ca de foarte multe ori în istorie, în cazul crizelor, oferă și foarte multe oportunități. Și aceste oportunități au fost evidente, numai dacă mă gândesc la tot ce înseamnă această tranziție din perspectivă digitală și faptul că, practic, domeniul digital este unul de orizontalitate și încercăm să-l acomodăm în toate politicile adoptate la nivel european, avem toate aspectele care țin de răspunsul la întrebarea cum facem ca Uniunea Europeană să fie mai pregătită pentru crize și crize care pot fi de orice altă natură. Această interogație, noi o subsumăm de foarte multe ori în discuțiile noastre conceptului de reziliență, un concept de reziliență care nu merge și nu trebuie gândit numai din perspectivă securitară, deși situația de securitate actuală evident că ne arată că trebuie să avansăm în discuția aceasta din perspectivă securitară, dar în paralel trebuie să vedem care sunt instrumentele la nivel european care trebuie consolidate în așa fel încât Uniunea, prin resursele sale proprii, să poată fi responsivă față de așteptările cetățeanului european și capabilă să ofere această valoare adăugată fără de care proiectul european nu ar fi putut dăinui până astăzi. Nu aș vrea să mă extind mai mult în această intervenție și cu scuzele pe care le-am adresat înainte de a interveni, datorată și faptului că sunt sub presiunea mai multor întâlniri, dar înainte de a închide ceea ce aveam să vă transmit, aș vrea să rămânem pe o notă oarecum optimistă din perspectiva obiectului discuției noastre de astăzi și să încurajez pe oricare dintre voi să tratați cu maximă curiozitate ceea ce vă propuneți să faceți, să înțelegem că dincolo de responsabilitatea și de gradul de profesionalism pe care trebuie, evident, să-l investim în orice proiecție de carieră pe care ne dorim, să avem în mod constant în minte faptul că noi suntem exemplele cele mai vii ale transformărilor care se întâmplă în jurul nostru și noi, prin capacitățile noastre, trebuie să fim acești vehicul de transformare în egală măsură. Acestea fiind spuse, cred că cu toții înțelegem că pentru lumea complexă și dinamică în care trăim, nu avem altă opțiune și singurul mod în care putem realmente să ne onorăm în condiții de
standarde profesionale impecabile, datoriile pe care fiecare le avem de făcut, trec inclusiv prin acest exercițiu pe care fiecare dintre noi trebuie să-l facem cu noi înșine. Vă mulțumesc încă o dată pentru această invitație și sperăm ca la următoarele revederi să avem mai mult timp și să ne putem dedica mai mult timp pentru a aprofunda discuțiile. Mulțumesc! Vă mulțumim foarte mult pentru experiența transmisă mai departe, mulțumim pentru cuvintele de încurajare pentru tinere, pentru studente, mulțumim că ați oferit ca sfat ca tinerile să rămână mereu curioase și să caute și să se informeze constant, să formeze o versiune mult mai bună a lor însele și vă mulțumim foarte mult pentru participarea în cadrul evenimentului. Cu siguranță vor fi ocazii în care sper să ne revedem, să ne revedem în format fizic, dacă este posibil, sau hibrid. Și aș vrea acum să mă îndrept către doamna Ramona Strugariu și aș vrea să vă întreb pe dumneavoastră când ați simțit că a fost momentul potrivit și când v-ați simțit pregătită, iată, să începeți o carieră în reprezentare. Și vrem să vă mulțumim pentru că ați acceptat invitația în cadrul evenimentului nostru. Cu siguranță, tine și studentele au foarte multe întrebări pentru dumneavoastră. Vă mulțumesc și eu foarte, foarte mult pentru invitație. La mulți ani! Felicitări pentru inițiativă, la mulți ani fiecarei femei care luptă pentru drepturile ei, la mulți ani și celor care poate nu pot lupta la fel cum unele dintre noi o pot face, la mulți ani și celor care se simt descurajate sau singure sau poate care încă așteaptă ca acele voci și feminine și masculine din politică și din diplomație și din societate să le susțină aceste drepturi. Pentru că 8 martie este Ziua Internațională a Drepturilor Femeilor. Și acesta este un lucru poate mai puțin cunoscut, dar cred că e foarte, foarte important, mai ales astăzi, mai ales în lumea pe care o trăim. Noi ne-am propus lucruri foarte generoase în ceea ce privește reprezentarea egală și respectarea drepturilor femeilor și respectarea drepturilor omului. În 2020 am sărbătorit chiar 25 de ani de la adoptarea declarației 1 de la Beijing, dar realitatea este că n-am făcut foarte mulți pași de atunci în această direcție concret. Și când spun concret, mă refer și la reprezentare în politică, mă refer și la politici sectoriale care se susțină în mod real și pe agenda socială și pe agenda economică și pe agenda de reprezentare a acestei egalitate de gen. Și cred că mai avem o cale foarte lungă de parcurs. Indexul egalității de gen din 2020 plasa Uniunea Europeană, care este unul dintre cele mai sigure locuri din lume, aș spune chiar cel mai sigur loc din lume pentru drepturile femeilor, cu un scor de 67,9% în ceea ce privește egalitatea de gen. Un scor bun. Dar vreau să vă spun că e la 60 de ani distanță de ceea ce înseamnă egalitate, dacă ne uităm la acest scor. Deci chiar mai avem foarte multe lucruri de făcut și le putem face împreună. Sunt convinsă. Și închei gândul de sărbătoare și de celebrare de astăzi până le transmite la mulți ani și acelor parteneri de lângă aceste femei care înțeleg ce înseamnă egalitatea de șanse și cum poate fi susținută la toate nivelurile și în viața personală și în viața profesională în așa fel încât să se întâmple zi de zi. Nu știu când a fost momentul acela în care m-am hotărât să fac pasul către politică, către afaceri europene. E complicat de spus. Am început să descoper România în niște contexte nu tocmai fericite, pentru că am activat ca voluntar și după aceea în calitate de coordonator de proiect în comunități vulnerabile și lucram cu organizații internaționale care au adus foarte mult know-how și foarte multe resurse în România, dar mi-am dat seama destul de repede că sunt mai degrabă schimbări locale cu impact local, inclusiv în ceea ce privește informarea femeilor, drepturile femeilor, accesul la asistență medicală de specialitate, la mijloace de contracepție, la ocrotirea copiilor din medii vulnerabile.
Și că e nevoie de schimbări sistemice, de fapt, pentru că o țară se poate să avanseze pe această agendă. Și apoi, odată cu contextul aderării României la Uniunea Europeană, am realizat că poate că e momentul ca din societate și din acest mediu non-guvernamental să facem niște pași, să se ridice niște voci care să fie mai active și mai preocupate, inclusiv de egalitatea de șanse între altele, dar și de justiție și de ceea ce înseamnă afacerile europene și de ceea ce înseamnă o reprezentare politică, nu doar declarativă, ci prin acțiuni concrete și prin propuneri concrete pe care să le putem aduce la nivel național pe masa discuțiilor între partidele politice și la nivel european pe masa discuțiilor între grupurile politice. Apoi am avut această șansă imensă de a cunoaște o femeie care a ajuns în Parlamentul European, care a fost ministru al justiției, a cărei șefă de cabinet am fost, ea se numește Monica Macovei, a fost o uriașă provocare pentru mine să lucrez în acest cabinet, dar a fost o experiență extrem de puternică și ceea ce se poate numi o experiență care îți schimbă viața, în momentul în care a trebuit să învăț foarte repede și foarte bine multe lucruri. Și a trebuit să o fac cu minime momente în care să-mi acord poate timp și spațiu sau să-mi acorde alții timp și spațiu și într-un mediu care e foarte, foarte dinamic, pentru că Parlamentul European e o instituție foarte dinamică și în care deciziile se iau repede, în care abilitățile de negociere sunt extrem de importante, în care trebuie întotdeauna să te gândești unde e compromisul, în așa fel încât să poți să avansezi, nu doar să ții discursul frumos în plenul Parlamentului, ci să avanseze pe această agendă politică. Și de atunci încoace fac acest lucru în fiecare zi, învățând în fiecare zi, pentru că e un proces continuu, nu se oprește niciodată, și gândindu-mă la fiecare femeie pe care o inspiră ce fac, să facă acest pas la rândul ei mai departe. Pentru că foarte multe dintre femeile care au un interes în această zonă a politicilor publice sau a afacerilor europene sau a diplomației, nu au suficientă încredere în ele că pot să o fac. O arată statisticile. Sunt mult mai încrezători bărbații care se duc la un interviu, chiar dacă sunt mai puțin pregătiți. Au tendința de a răspunde poate mult mai repede la niște întrebări, chiar dacă nu e neapărat de fiecare dată valabil sau adevărat ceea ce răspund. Sunt mai puțin, cred că, preocupați de nuanțe, de detalii, de o anumită metodologie și acuratețe. Și asta e un lucru care caracterizează femeile și foarte multe dintre femeile pe care le întâlnesc eu. E bine, în practică asta înseamnă că ar trebui să aibă și încrederea că au aceste calități. Și că nu există niciun fel de diferențe în ceea ce privește abilitățile, competențele lor și cele ale bărbaților. E o chestiune doar de răbdare, de curaj și de susținere reală în viața privată, e foarte important, și de a rămâne relevante în continuare, în momentul în care chiar e o carieră pe care și-o doresc și-o îmbrățișată, pentru că nu oricine o poate face și asta adevărat, e greu. Și e un mediu de multe ori foarte dur și foarte ostil. Dar pentru cele care își doresc, nu cred că ar trebui să aibă niciun fel de îndoială. Și asta o spun cu gândul la studentele care ne ascultă astăzi și la alte femei care chiar se gândesc să facă acest pas, pentru că ele însele reprezintă cea mai importantă resursă. Nici o altă conexiune, niciun alt context sau, nu știu, cunoștință importantă nu poate fi mai valoroasă. Și când zic cunoștință, spun, da, să știi pe cine trebuie, pentru că există acest mesaj, acest poate stereotipă, nu reușești, tu trebuie să știi pe cine. Trebuie. Eu spun în continuare, pentru că e și povestea mea, că cea mai importantă resursă sunt ele însele și capacitatea asta pe care o am. Și e adevărat că mai rămân pentru un motiv și cu asta închei, pentru că nu vreau să mă lungesc foarte mult, o provocare asta continuă pe care o reprezintă afacerile europene și politica în general. Pentru că chiar vreau să combat activ stereotipurile în ceea ce privește egalitatea de gen. Ele există, sunt permanente. Dacă vă uitați pe, cred că e un eurobarometru din 2017, unde 54% dintre toți cei intervievați spun că ar trebui să fie mai multe femei în politică. Dar dacă te uiți pe date, vezi că 34% dintre ei spun de fapt
că femeile sunt mai puțin interesate de politică decât bărbații. Nu e adevărat. Votează cam la fel. Și există teme de care sunt, în mod surprinzător, chiar mai preocupate decât bărbații, dar temele lor nu sunt la fel de prezente pe agenda politică. Sau 30-35% cred că bărbații sunt mai ambițioși decât femeile. Cred că nici asta nu e adevărat. E un stereotip. Dar iarăși, ține de modele feminine care arată activ acest lucru, să combatem astfel de stereotipuri. Și în fine este acel procent de 17% și e mic, mă bucur că e mic, dar nu de ignorat, care spun că femeile nu au calitățile și competențele necesare pentru a ocupa poziții de responsabilitate politică. Cred că motivul pentru care suntem astăzi aici toate este tocmai să arătăm că le am. Și vă mulțumesc că mi-ați acordat, de fapt, această șansă. Vă mulțumim frumos, doamna Strugariu. Aș vrea doar să evidențiez câteva idei dintre cele pe care le-ați menționat despre încrederea în sine, despre încrederea partenerului, cercului apropiat al femeii care vizează o funcție de reprezentare la un moment dat în viață, despre vocea femeilor care ar trebui să pună cât mai multe teme de interes pe agenda publică, despre faptul că ele dețin deja toate resursele necesare în ele însele. Ați menționat drepturile omului, ați menționat un domeniu provocator și aș vrea acum să mă îndrept către doamna Iulia MOTOC, judecător la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, și vreau să-i mulțumim foarte mult pentru prezența dumneavoastră în evenimentul nostru. Este o plăcere să vă avem alături de noi și este un domeniu provocator, mai ales în contextul prezent, în contextul actual, în ultimii ani, am văzut foarte multe femei care au reușit să izbutească în acest domeniu, să reușească să atragă atenția asupra unor probleme ale societății stringente. Și am vrea să vă întrebăm, pentru că tot vorbeam despre încrederea în sine, când v-ați simțit pregătită să faceți acest pas și cum, ce le-ați sfătuit pe fetele care se gândesc și poate nu au curajul să acționeze exact în clipa în care se gândesc să facă un pas într-o anumită direcție. Doamna Iulia MOTOC. Vă mulțumesc mult, vă mulțumesc mult și pentru invitație și facultății unde sunt profesor și organizației Europus. Spun și eu la mulți ani tuturor femeilor astăzi, un gând special pentru femeile din Ucraina care se află astăzi într-o situație extrem de dificilă. Drepturile omului, da, să încep într-un sens poate puțin opus decât colegele mele înainte, când mi-am dat seama că vreau să lucrez în acest domeniu. Trebuie să spun că eu am făcut facultatea înainte de 1989, am făcut facultatea de drept din București, pe care am absolvit-o în anul 1989, și tot într-o lume complet închisă, într-o lume totalitară, într-o lume care pretindea că femeile au o poziție importantă, dar această pretenție nu era decât pe hârtie, sau femeile care ocupau anumite poziții de vitrină. De fapt, femeia în societatea comunistă totalitară avea un statut mult mai rău decât cel într-o societate tradițională. Exista o mare discriminare și atunci, care venea dintr-o societate care nu izbutise ca celelalte societăți din vestul Europei să treacă peste momentul 68, peste momentul de emancipare al femeilor.
Și nici nu măcar nu aveam conștiința acestui lucru, pentru că, deși înainte de 1989 și probabil că multe studente știu de la părinților, se citea poate mai mult, cu siguranță se citea mai mult decât acum, și cultura noastră generală era una vastă, cultura noastră în domeniul drepturilor omului și în domeniul politic era una vastă, inexistentă, pentru că pur și simplu aceste cărți erau cenzurate. Mi-a plăcut dreptul internațional din facultate, dar era un fel de o limbă moartă, pentru că nu se punea problema să nici măcar să ieșim din țară în acel moment. Apoi, cu siguranță, anii 90 au însemnat mult. Am avut șansa să fac doctoratul în Franța, în dreptul internațional și în dreptul european. Și aici cred eu că principalul lucru pe care femeile trebuie să-l aibă, și nu numai femeile, dar femeile mai ales, este curajul. Deci este, aici am văzut deja din acest, din acest prim pas, acela de a studia în Franța venind dintr-un sistem care nu avea nicio legătură cu, în momentul în anii 90 cu el, mi-am dat seama că da, este foarte, foarte puțini oameni au avut curajul să plece să studieze. Acum vă gândiți de ce oare, da? De ce oare? Pentru că în acel moment nici măcar nu se știa cum, nu se știa foarte bine cum funcționează o bancă, nu aveai cum să știi cum funcționează o bancă, totul era nou, erau două societăți complet diferite. Deci este vorba foarte mult, foarte mult de curaj. Și gândindu-mă mai departe la aproape toate etapele existenței mele, cred că da, curajul a fost una dintre componentele esențiale. Mai târziu am acceptat să devin expertă al drepturilor omului foarte tânără, sub 30 de ani. Am prezidat un organism foarte dificil al ONU, la fel, fiind cea mai tânără posibilă din istorie. Se spuneau cei de acolo în franceză că se tin gamine, o fetiță mică. Și poate că nimeni n-ar fi avut curajul să înceapă aceste lucruri. Am fost cel mai tânăr raportor special din istoria ONU. Și fiecare, eu cred că, cu siguranță că sunt lucruri legate de o generație, sunt oportunități care aparțin unei generații, care poate după aceea nu se mai repete la alte generații, dar cred că ceea ce este constant în aceste oportunități care sunt diferite, este aceea de a avea această, într-un fel, da, încredere în tine și această idee că da, poți să duci la bun sfârșit anumite lucruri. Al doilea lucru pe care eu îl consider important și care cred că m-a orientat, nu a spune într-o carieră, pentru că nu cred că mi-am construit o carieră, pur și simplu am urmat lucrurile care mi-au plăcut și m-au pasionat în existență. Cred că a fost foarte important și cred că este în continuare foarte important. Este modul în care noi asimilăm o bază umanistă, înțelegerea existenței prin lectură, da, lectura literaturii, care la, din nou, generațiile celelalte era evidentă, printr-o cultură umanistă foarte solidă, prin cunoștințe de filozofie, prin cunoștințe de, care aparent poate nu ne pot ajuta, să spunem, ca să putem să avem să avem o anumită performanță, trebuie să cunoaștem neapărat, să trecem prin aceste examene XYZ. Da, trebuie să trecem prin aceste examene XYZ, dar mai departe, în a dezvolta în a putea să înțelegem unde suntem, în a ne putea adapta, în a putea să ne relaționăm, această cunoaștere și această înțelegere umanistă și această empatie în ultimă instanță, pentru că empatia pornește odată cu, cred eu, este foarte mult legată de o cultură umanistă. Acum sunt foarte multe cărți
de dezvoltare personală, eu nu cred foarte mult în ele, sunt foarte mecanice. Cred că aceste lucruri trebuie să vină din interior și sunt într-un fel legate și da, sunt lucruri care ajută, adică sunt lucruri care, da, sunt și practice, sunt, cred că omul în sine, femeia în sine nu se poate construi în afara acestei culturi umaniste, nu cred că putem să avem o înțelegere a noastră ca oameni, nu cred că putem să avem o înțelegere a noastră ca femei, pentru că, într-adevăr, suntem în continuare, aparținem unei categorii vulnerabile, cum se numește în drepturile omului, unei categorii care continuă să fie discriminată, ori nu putem să avem această conștiință dacă nu avem, cred eu, aceste cunoștințe. Deci ceea ce cred că este foarte important este să alocăm timp pentru a ne cultiva în toate domeniile și pentru a ne construi ca oameni și ca femei. Aceasta ar fi a doua caracteristică pe care o consider eu fundamentală. Trebuie să spun că drepturile omului nu au mult de a face cu, nu au foarte mult de a face cu, poate cu diplomația în mod direct. Este vorba de a lucra în drepturile omului în plan internațional și nu în plan intern, dar a lucra în drepturile omului presupune ceva diferit față de diplomație și anume aceea de a denunța, de exemplu, încălcări ale drepturilor omului pe care un diplomat care are tact așa mai departe nu le face. Eu am fost, înainte am fost, de exemplu, raportor special pentru o zonă de război, pentru Republica Democratică Congo, foarte tânără am fost în poziția asta la 33 de ani, în acel moment în care eram singurul mecanism de drepturile omului care am fost pe teren și în toate locurile posibile, unde erau, se petreceau crime de război, unde erau crime împotriva umanității, unde nu puteai, trebuia să mergem cu tancul, nu erau nici, am văzut copii soldați și atrocități. În acest moment, da, te gândești ce contează și te gândești ca denunța încălcările masive, ceea ce am și făcut la Curtea Penală Internațională, este ceva care nu prea mai are legătură cu tactul sau cu modul în care lucrurile se articulează în calitățile pur diplomatice. Este vorba de a face o tranziție, deci foarte importantă, pe lângă curaj și aceste valențe umanistice, cred că este foarte importantă autenticitatea. În momentul în care lucrezi în drepturile omului, nu poți să nu fii, este foarte greu să nu fii un om într-adevăr implicat în ceea ce faci, este quasi imposibil ca să fii, de exemplu, raportor pentru drepturile omului într-o țară și să nu fii implicat, sau pentru drepturile femeilor să nu fii implicat în același lucru. Deci autenticitatea este un element important. Și pentru că vorbim de internațional față de intern, da, sunt importante limbile străine, sunt importante cunoașterea societăților care sunt diferite de ale noastre. O limbă străină te introduce, dacă o știi bine, te introduce într-o societate și din nou spun, e important să cunoaștem și să avem o curiozitate față de celălalt, față de celălalt care este străinul, care este o persoană diferită de noi și pe a căror drepturi trebuie să milităm pentru ele și să le respectăm. Cam așa văd eu, să spun, principalele lucruri care m-au ajutat pe mine, poate, ca să ajung dintr-un om care a absolvit facultatea de drept din București în anul 1989, este adevărat comedie foarte mare, dar ce relevanță are, să parcurg acest parc
să spunem, în care am avut, am fost în diferite poziții în ONU și acum sunt judecătorul care reprezintă România la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Sunt și eu consider că din punct de vedere al cuiva care a lucrat foarte mult pentru drepturile femeilor, cred că suntem undeva foarte, foarte în urmă. Suntem undeva mai în urmă, pentru că vorbea doamna Strugariu de eurobarometri și ce se întâmplă la nivel european, da, dar noi în România suntem undeva într-o descendență a acestui barometru, suntem într-o descendență acestui și mai ales poate și lucrurile acestea se văd în mod evident atunci când avem de-a face cu societățile occidentale. Stereotipurile sunt foarte multe în societatea noastră românească, în societățile din Europa de Est, în general, a spune mult mai multe, pentru că tocmai acest moment al emancipării femeilor, care a aparținut generației, chiar poate pentru voi, bunicilor voastre, pentru mine, poate mamei mele mai mult, în momentul 68-70 în ani în Occident, noi nu l-am avut niciodată în Europa de Est. Noi nu am avut un astfel de moment, am avut o falsă egalitate de gen, deci noi am ratat istoric această șansă care a determinat prima generație de, cum se spune, de feminism, și de aceea nici nu știu în ce măsură noi am primit de acasă educația pe care o primesc alte femei din societățile occidentale. Probabil aici este poate o problemă fundamentală, deși cu siguranță părinții noștri au încercat să ne dea cea mai bună educație, mamele noastre și așa mai departe, dar care au fost posibilitățile lor reale ca să ne dea această educație într-o societate care ia în jurul nostru observam alte lucruri. Nu, anii 90, în loc să observăm o voință poate din partea mai multor femei de a se angrena în mai multe lucruri legate de drepturile femeilor, care erau foarte puțin cunoscute pe atunci, am asistat în Europa de Est foarte mult la un fenomen la care asistăm și astăzi, poate mai puțin, dar asistăm la un fenomen de obiectualizare al femeii. Femeia a început să se obiectualizeze, ceea ce există mult mai puțin în societatea occidentală, și să se prezinte oarecum ca pe o marfă într-o societate care s-a dezlănțuit a fi cea de consum, tocmai pentru că nu exista acel tip de educație poate în acest sens. În același timp, fenomene cum ar fi sărăcia foarte mare, din nou lipsa de educație, au dus la fenomene extrem de triste care se întâmplă astăzi și în România, cu care noi avem de-a face, în afară de violența împotriva femeilor, care este una ridicată în România, traficul împotriva femeilor, care este pe locul întâi în Europa. În momentul în care aparții unei societăți unde traficul împotriva femeilor este pe locul întâi, trebuie să-ți dai seama că totuși problemele legate de educația pentru drepturile femeilor, a femeilor și a bărbaților, da, asta e foarte important, pentru că bărbații trebuie să fie la fel educați, este extrem, extrem de deficitară, și acesta este un indicator care ne duce pe un drum în care ne punem problema ce sunt, care efectiv sunt drepturile noastre. Da, și câteodată cifrele nu sunt relevante, pentru că, de exemplu, eu am terminat facultatea de drept în, cum spuneam înainte, în 1989, cred că aveam 80% femei. Când am intrat, am fost magistrat, am fost procuror și apoi judecător în România, era o mare majoritate magistraților erau femei. Asta oare însemna
că exista o, existau drepturi reale pentru femei. Nu. Acest lucru însemna că justiția era una extrem de justiția era una extrem de slabă, că statul de drept era unul slab. Deci deseori feminizarea unor meserii înseamnă că acele meserii nu mai sunt relevante. Trebuie să ne gândim puțin și la acest, la acest aspect. Mă opresc deocamdată aici și sunt, continuăm runda de, de întrebări. Vă mulțumim foarte mult, doamna MOTOC. Într-adevăr, când ați spus despre feminizarea funcțiilor, m-am gândit că ar merge mână în mână cu viitorul muncii și locuri de muncă de calitate pentru tineri, două subiecte foarte importante și de actualitate, nu doar pentru societatea noastră, cât și la nivel european. Acum mi-aș dori foarte mult să intrăm în sesiunea de întrebări și răspunsuri, pentru că avem aproximativ 50 de întrebări transmise de studenți, curiozități din partea lor. De asemenea, îi rog pe cei din prezenți în Zoom care doresc să adreseze o întrebare să ridice mâna în mod virtual, dar aș dori să-i dau cuvântul Irinei Mocanu. O să o rog să se prezinte și să-și adreseze întrebarea. Irina, vei fi prima noastră tânără care deschide runda de întrebări. Te rugăm! Sigur, mulțumesc mult, în primul rând, la mulți ani și mulțumesc pentru că v-ați făcut timp pentru a ne vorbi și ne-a împărtășit din experiență. Eu fac un master în guvernanță globală și diplomație acum la Oxford, așa că încerc ușor-ușor să vin pe, din urmă și să clădesc cumva propria mea carieră în acest domeniu. Întrebarea mea inițială a fost cât de cât atinsă și implica care sunt principalele calități sau abilități pe care ar trebui să le construim pentru a reuși în, această, în acest domeniu. Acum am gândit că poate ar fi mult mai interesant dacă ați putea împărtăși care sunt principalele obstacole pe care le-ați întâmpinat ca femei în diplomație și nu numai, și cum ați reușit să treceți peste acestea fără a pierde puțin din confidențul pe care, așa cum ați spus și așa, câteodată ne lipsește. Mulțumesc mult încă o dată! O să invit pe doamna Strugariu să ne ofere perspectiva ei în legătură cu această întrebare. Mulțumesc foarte mult. Mărturisesc că eu m-am gândit puțin la obstacole, tocmai pentru motivele pe care vi le spuneam mai devreme, și mi s-a părut că nu e timp să te gândești la ce te-ar opri, ci mai degrabă la toate elementele și la toată motivația și disponibilitatea pe care o ai să mergi înainte. În același timp, e adevărat că trăim într-o societate în continuare foarte misogină. E adevărat că sunt foarte multe comentarii pe care le auzi în jur și care dor. E adevărat că în momentul în care se pune problema despre reprezentare și despre anumite responsabilități, există tendința de a acorda mai degrabă încredere bărbaților care ar putea face față acestor responsabilități sau ar putea prelua aceste funcții decât femeile. E adevărat că fiecare dimineață o femeie care se trezește și are și o familie acasă, prima dată pregătește copilul pentru școală, pune pachetul, se gândește la hainele, dacă erau bine așezate pe scaun cu o zi înainte sau nu, dacă ea e cea care trebuie să ajungă să-l ia de la școală, ce să facă după aceea, dacă are un test, cât de târziu stă să facă temele cu el. Sunt lucruri inerente fiecare zile și dacă nu e acolo acasă cineva care să facă aceste lucruri când tu ești plecată într-o misiune sau la o conferință internațională sau pur și simplu ai o zi care durează 16 ore, pentru că am avut 6 de zile, e mult mai complicat să faci față. Da, acestea fiind spuse, nu cred că trebuie să reprezinte impedimente majore, cred doar că ceilalți trebuie să fie mult mai conștienți de ele, cei din jur. Și aici când spun cei din jur,
spun și oameni din imediată apropiere, familia spun și decidenți. Pentru că noi trebuie să legiferăm și în ceea ce privește echilibrul dintre viața profesională și viața personală. Noi trebuie să legiferăm și în ceea ce privește violența bazată pe gen. Și trebuie să o facem la nivel european. Și să avem măsuri mult mai clare în acest sens. Noi trebuie chiar să luăm în serios și să considerăm complet inacceptabile orice fel de remarci care ar putea să fie discriminatorii, misogine și care să aducă o femeie în situația de a renunța chiar și se poate întâmpla la o astfel de carieră. Și cred că nu trebuie să le tolerăm în nicio formă și în niciun moment. Și se mai întâmplă ceva. E o chestiune de educație foarte mult și România a crescut conservator. Pe vremea când eu eram în liceu sau chiar și în facultate, abia dacă discutam despre egalitate, deci, nu știu dacă era un subiect, a devenit mult mai târziu. Vorbeam foarte mult despre locul femeii în societate, despre rolul femeii în societate. Nu există un loc sau un rol pentru o femeie prestabilit pentru femeie în societate. Femeile trebuie să-și asume rolurile și să fie în locurile în care își doresc ele să fie. Și asta cred că ar trebui să susținem activ la nivel de politici publice, nu doar de mesaje. Nu vă gândiți la obstacole. Obstacole sunt, cred că, inerente și într-o carieră de femeie și într-o carieră de bărbat. Gândiți-vă mai degrabă la cum pot fi depășite ca să rămâneți pe acest drum al carierei. Mulțumim foarte mult, doamna Strugariu. Într-adevăr, trebuie să transformăm, cum ați spus și noastră, orice obstacol într-o provocare, prin ambiție, să vedem care sunt resursele noastre și să le depășim, dar am dorit să vedem și care este perspectiva doamnei MOTOC și din experiența, din experiența dumneavoastră, cum ați depășit aceste obstacole, cum ați găsit forța interioară și poate resursele ca să le depășiți. Da, nici eu nu am conștientizat foarte mult atunci când aceste obstacole au existat. Dar ele au existat, trebuie să spun, și dacă stau să compar puțin, să compar puțin spațiile, da, în momentul în care o femeie ocupă o poziție importantă și mai ales dacă se întâmplă să lucrezi într-un mediu care este masculin, ceea ce se întâmplă foarte, deși am lucrat mult în drepturile omului, trebuie să o spun cu regret că marea majoritate a colegilor erau bărbați și nu femei, și sunt în continuare la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, nu avem nici măcar o treime de judecătoare care sunt femei. Dar mai mult decât atât, atunci când ocupe o poziție care a fost ocupată, dar nu a fost ocupată de femei în mod tradițional, și eu înainte am fost judecător al Curții Constituționale din România, și aceasta a fost, nu aș putea spune că este un obstacol, dar ideea de atacuri bazate pe probleme legate de gen. Da, acestea cred că au fost cele mai frecvente atacuri care au fost aduse. Întotdeauna acesta este un mod, eu văd cum evoluează lucrurile de la o societate la cealaltă, nu cred că acest lucru mai este posibil la aceasta, la amploarea din 2012, să spunem 2010, acum este imposibil, acum lucrurile poate că se fac într-un mod mai subtil, dar puțin mai subtil, dar da, există atunci când ajungi într-o poziție în care ai foarte mulți bărbați în jurul tău și în care nu ai un criteriu, să spunem așa, nu ești într-un spațiu european în care trebuie să existe o egalitate de gen,
sau nu ești într-un spațiu, spațiu care presupune acest lucru, da, poți avea multe atacuri legate de acest lucru. Nu aș putea spune că ele au fost un obstacol pentru mine, și măcar nu le-am perceput ca atare, ca obstacole, dar au fost lucruri, să spunem, poate că cele mai unul din cele mai complicate lucruri și aspecte. Și trebuie să spun că și atunci când ocupă poziție pentru că există o cotă de femei care trebuie să existe, nici atunci nu este foarte bine sau ocup, sau aceasta e o problemă foarte delicată. Dacă există o cotă de femei impusă și tu ești între aceste femei care ocupă aceste poziții, poate să fie întrebări. Nu am avut eu niciodată aceste întrebări, dar criteriul sunt și poate să fie în continuare destul de multe prejudecăți. Obstacole, cred că sunt, ele sunt, dacă e să discutăm așa, ele sunt caracteristice fiecărui parcurs, unul feminin, altul masculin, să spunem așa, este, cred eu, ca cineva care, pentru că era, colega noastră era studia acum la Oxford, felicitări, și eu am studiat în străinătate, am făcut parte din prima generație care au făcut doctoratul în străinătate, nu a fost simplu să mă integrez în țară, deci asta cu siguranță, și cred că nu știu dacă în ce măsură aici a jucat că eram femeie sau că aș fi putut să fiu bărbat. Atunci când studiezi și nu faci un cursus, nu este întotdeauna foarte, foarte ușor să faci această joncine, dar aici e din nou o discuție foarte, foarte importantă, foarte complicată. Da, există aceste prejudecăți care ele acționează în permanență, cred, în permanență și în moduri diferite, în diferite societăți în care suntem. Cred că ele devin și mai importante odată ce suntem în poziții și mai importante, da, și există din nou partea de viață privată, unde într-adevăr din nou nu este egalitatea, se negociază încă această egalitate, de unde și modul mult mai complex în care o femeie poate echilibra, clasic vorbind, viața privată cu viața personală cu viața profesională. Vă mulțumim foarte mult, mulțumim Irina pentru întrebarea ta. O să iau acum două întrebări din formularele trimise de studente și de tinere și de studenți. O să vă întreb care a fost, cum ați fost dumneavoastră percepute ca femei în timpul unei negocieri la nivel internațional, dacă ați reușit să negociați pe picior de egalitate cu colegii dumneavoastră. Și a doua întrebare, cum poate leadershipul feminin să conducă o țară în situații de criză? Aceste două întrebări sunt adresate de Mădălina și de Costin prin formularul pe care noi l-am lansat. Așa că o să mă îndrept acum către doamna Strugariu. Prima mea negociere politică serioasă a fost într-un dosar legat de frontiere, de spațiul Schengen, de verificările sistematice la frontierele Uniunii Europene într-un context de criză. Și a fost un dosar care ar fi trebuit să arate foarte tehnic și care s-a transformat într-o discuție politică uriașă.
extrem de complexă, cu foarte puțin apetit pentru a ceda și din partea grupurilor politice și din partea statelor membre. Mărturisesc că am intrat în această negociere fără să mă gândesc câtuși de puțin vreo secundă că sunt femeie sau bărbat sau că are vreun fel de importanță asta în felul în care va fi vocea mea auzită. M-am pregătit extraordinar de bine. Am reușit să obțin în acea negociere politică exact ceea ce doream să obțin, cu niște nuanțe care țin de virgule într-un text, într-un text care este un text legislativ și cred că invitatele dumneavoastră de astăzi știu foarte bine la ce mă refer, fiecare nuanță e importantă, fiecare cuvânt cântărește foarte mult și locul în care e pus și felul în care o virgulă separă două afirmații sau mai multe propoziții. N-am știut cine sunt negociatorii, pentru că ceilalți negociatori, colegii mei care erau consilieri la principalele grupuri politice, pentru că n-am avut vreme, dar ulterior am aflat că erau profesori sau fuseseră înainte de a face negociere în numele grupurilor politice, fuseseră profesori de chiar de negociere politică la Sorbonă sau la alte mari universități ale din Uniunea Europeană, că predaseră chiar trilocuri politice, ceea ce se întâmpla în partea acelui pachet de negociere. Și m-am bucurat. Sincer, a fost pentru mine o dovadă a faptului că în momentul în care muncești foarte mult și chiar ai poate și un pic de talent, dar mai ales dorința și voința de a face acest exercițiu, îți iese indiferent cine e celălalt de la masă. Deci, cam așa au stat lucrurile și de atunci așa arată în continuare și fiecare dintre aceste exerciții de negociere politică e un efort foarte mare, dar contează această pregătire. Și dincolo de pregătirea tehnică și de stăpânirea efectivă a acestor dosare de negociere, contează foarte mult cultura generală. Contează să înțelegi acele societăți, acele contexte pe care le negociezi, fie că vorbim de drepturile omului, fie că vorbim despre justiție, fie că vorbim despre securitate. E foarte important să știi despre ce vorbești în momentul în care intri într-o negociere politică, mult mai mult decât literele și brieful din fața ta. Cât despre cealaltă întrebare, dacă vă puteți aminti, poate spun ce anume era. Cum poate leadership-ul feminin să conducă o țară în situație de criză? Imediat după ce a fost aleasă Maia Sandu președinte, a existat un editorial, cred că în Financial Times, publicat undeva în noiembrie 2020, care avea un titlu care suna așa: Defiant women take on aging autocrats and machine politicians. Cam așa poate leadership-ul feminin să conducă în situații de criză și nu numai în situații de criză. Cu foarte mult curaj, cu foarte mult echilibru, cel puțin la fel de bine ca leadership-ul masculin, aș spune eu. Și sunt multe exemple. De la Svetlana Tihanovskaya până la acele femei premier pe care le avem acum în Uniunea Europeană și care iau decizii importante la masa negocierilor alături de toți ceilalți mari lideri ai Europei și ai lumii, până la... Și avem exemple, vorbim de Maia, ok, dar vorbim și de Natalia Gavriliță, care este premiera Republicii Moldova și de o întreagă echipă de femei și regret că nu văd asta în România. E păcat, Republica Moldova stă mult, mult mai bine decât stă România din acest punct de vedere și le felicit și îi felicit că au reușit acest lucru. Dar președinta Comisiei Europene este o femeie, președinta Parlamentului European este o femeie. Din această perspectivă, în instituțiile europene, chiar am înțeles că se poate și există leadership feminin foarte bun în situații de criză și mi-ar plăcea să văd și să vedem asta mult mai bine reflectat și în fiecare dintre statele membre.
Sper că și în România, într-o bună zi, dar probabil că mai avem care lucra până atunci. Mulțumim foarte mult pentru ideile împărtășite. Într-adevăr, cunoștințele, inteligența emoțională și nu numai sunt competențe pe care leadership-ul, pe care femeile le au și pot izbândi în carierele lor. Aș vrea să mă îndrept acum către doamna Motoc și să-i adresez aceleași întrebări. Cum sunt percepute, dacă sunt femeile percepute diferit în timpul unui proces de negociere și cum poate leadership-ul feminin să conducă o țară în situații de criză? În principiu, da, eu pot să spun că am negociat, e un fel de negociere, cum sunt femeile, poate și adoptarea unei decizii în deliberări presupune o negociere și adoptarea de rezoluții presupune o negociere. În momentul în care ești foarte bine pregătit și în care ai poate convingerea mai mult decât cei din jur, câștigi, da? Întotdeauna în acea negociere. Nu mi-amintesc alte situații și poate că da, indiferent că la noi, să spunem acum, iau situația, nu iau negocierea de rezoluții, iau situația noastră ca și judecători ai Curții Europene a Drepturilor Omului în momentul în care susții un raport care să fie adoptat și tu ai o soluție de care trebuie să convingi colegii tăi. Dacă ești foarte bine pregătit, dar în plus dacă ai convingerea față de acel raport, dacă nu devii cu timpul și cu vârsta mecanic, dacă nu ești mecanicist, așa cum din păcate unii sunt, atunci cred că ai foarte, foarte mari șanse să câștigi. Și din nou repet și eu ceea ce am spus înainte pe larg. Din punctul meu de vedere, cineva care lucrează în diplomație sau în drepturile omului în cariera internațională trebuie să fie un umanist, trebuie să aibă o cultură generală și nu din aceasta luată pe test ABCD, știu XYZ, ci o cultură generală, a zice, interiorizată, ceea ce e cel mai important lucru. Trebuie să ne dăm timp să ne dezvoltăm noi ca oameni, pentru că cealaltă nu ține. Și eu am făcut în Franța, colegele mele făceau cultură generală din aceasta la școală. Nu, din aceasta nu este. Nu are nicio... Exact cum uiți, nu știu ce, din geografie, așa uiți și cultura generală. Trebuie să fie ceva interiorizat, asimilat și care, într-adevăr, are apoi, să spunem, are o, în afară de putere, exact cum am spus înainte, de puterea interioară care ți-o dă, are o consecință practică, pragmatică. Acestea ar fi, să spunem, negocierile și sunt, adică da, să nu ne fie frică la un moment dat de forța pe care o avem. S-ar putea să avem o forță mai mare decât cei din jur, pentru că din diferite considerente, pentru că aparținem, da, unui popor poate cu puțin mai tânăr, pentru că suntem o minoritate vulnerabilă, noi femeile, deci o minoritate nouă pe scena politică, venind de puțin timp, și din cauza s-ar putea să avem mai multă forță decât cei din jur. Nu trebuie să ne fie frică, ne afirmă această forță. Femei cu leadership în politică, din nou, femeile, cred eu că în situații de criză au făcut față extraordinar de bine în situații de criză, pentru că este mult, mult mai greu să fii lider ca femeie decât ca bărbat. Ca bărbat este banal, câteodată este jocul pur al unor... ca femeie este mult mai greu și atunci dacă o femeie ajunge în acea poziție, așa cum a fost dată de exemplu, nu toată lumea asta se gândește cine ne putem gândi azi în România, în afară de Maia Sandu, dacă ne gândim la asemenea femei,
Da, fac față foarte, foarte bine. La fel, sunt de admirat femeile care, exact ca și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a ținut să aducă în poziții importante alte femei. Acest lucru este fundamental. Ce facem noi în momentul în care noi, femeile, suntem într-o poziție în care putem recruta alte femei? Avem doar o retorică legată de drepturile femeilor sau într-adevăr suntem într-adevăr facem ceva în mod concret? Iulia a demonstrat că poate să facă ceva în mod concret. Răspunsul meu în ansamblu este da, femeile în leadership, dacă ajung în această poziție, sunt într-o situație să fac față foarte bine, mai ales dacă cred în acest leadership al femeilor, pentru că sunt femei, din păcate, care nu cred, chiar în poziție de lider, care nu cred că există o problemă legată de leadership-ul femeilor, dar aceasta e altă discuție foarte complicată. Mulțumesc mult, doamna MOTOC. Mai avem o întrebare transmisă de Andreea Voicu. Cum putem asigura un proces de selecție corect și echitabil pentru femei în cadrul procesului de nominalizare pentru a deveni reprezentant la nivel național sau internațional? Dar cred că aici putem extinde puțin sfera întrebării și când vorbim despre o organizație poate națională, în adunările generale sau o federație, de exemplu. Și o să vă invit să vă împărtășiți cu noi gândurile dumneavoastră. Doamna Strugariu. Eu mă întorc la echilibrul de reprezentare, pentru că l-am menționat și aș începe cu reprezentarea politică, pentru că nu stăm neapărat foarte bine acolo. Suntem în Uniunea Europeană binișor reprezentate, stăm cel mai bine, cred că la nivelul Parlamentului European, undeva la 40%, cred că 39,5%, avem o țară în toată Uniunea Europeană care este Suedia, care se apropie de paritate și are 49,6% reprezentare în Parlament. Și avem acele modele care au început să implementeze politici de tipul cotelor de gen, de exemplu, în reprezentarea politică. Acum niște zeci de ani, ca să se vadă rezultatele lor astăzi. Deci e un proces care durează, nu cred că se întâmplă peste noapte. Mai mult decât atât, am trecut printr-o criză care a fost un adevărat regres în ceea ce privește, pe de o parte, această reprezentare politică, pe de altă parte, a fost și criza care a arătat foarte clar că cele mai afectate socioeconomic au fost femeile care și-au pierdut cel mai repede locul de muncă, care au fost lucrători esențiali din prima linie, care au fost cel mai afectate psihic de această criză și așa mai departe. Nu, dacă discutăm politic, cred că soluția foarte simplu este să facem din această chestiune a cotelor și echilibrului de reprezentare și extind și instituțional pe tot ce înseamnă top jobs și pe tot ce înseamnă nominalizare din punct de vedere politic, avem nevoie de acest echilibru de gen. Trebuie să fie acolo. Trebuie să înțelegem că nu cred că e se mai pune în vreun fel sau se pune în vreun fel problema competențelor. Ele există. Pur și simplu trebuie ca oglinda a ceea ce înseamnă reprezentare politică și top jobs trebuie să fie echilibrat. Și asta acesta este încă un proces de acceptare și de înțelegere pentru anumiți lideri. În ceea ce privește concursurile, că e un cadru diferit
concursurile de admitere în diplomație, orice fel de concursuri, concursurile EPSO pentru carierele europene. Acolo, cred, sincer, nu știu cum arată cifrele, dar cred că se prezintă și femei foarte competente și bărbați foarte competenți și un concurs e un concurs. Nu cred că ar trebui să existe pentru cine, câți oameni intră în acel concurs și știm că sunt liste care au 10.000 de participanți, de concurenți, vreun fel de cote sau de astfel de lucruri. Odată ce aceste concursuri sunt trecute și intră în carieră femeile, și a fost foarte interesantă pentru mine experiența asta, pentru că am participat la o dezbatere organizată de președinția portugheză în ceea ce privește felul în care femeile fac carieră și sunt susținute de-a lungul carierei profesionale până în etapele târzii ale acestei cariere. Trebuie să ne uităm la cum asigurăm continuitatea acestei cariere din perspectiva, cum spuneam mai devreme, echilibrului dintre viața profesională și cea personală, a felului în care șefii, conducătorii de lucrări, de doctorate, coordonatorii de proiecte ale acestor femei, care sunt de multe ori bărbați, înțeleg la rândul lor să susțină aceste cariere sau să le lase pur și simplu într-un spațiu în care vorbește competența să se manifeste. Și sunt foarte interesante analizele care arată că cei care publică sunt foarte mult bărbați, cei care scriu, coordonează și care apar pe acea listă lungă de contributori sunt femei, cei care rămân mult în astfel de cariere, inclusiv academice, sunt bărbați, femeile renunță mai ușor și din motive evident de diversitate sau de tot felul de situații complicate care apar în viețile lor. E un exercițiu care nu ține doar de un anumit moment, de un anumit tip de concurs, anumite criterii, ci de, practic, toate aceste elemente combinate. Continuitatea carierei, reprezentare și echilibru și poate de gen, dacă vorbim despre dimensiunea politică, și măsuri punctuale care să adreseze probleme precum ce fac acei copii după ce pleacă de la școală, cum arată, de exemplu, propunerile din perspectiva îngrijirii, fie ea remunerată sau nu, ce facem cu doi părinți foarte, foarte ocupați, care în egală măsură ar trebui să-și vadă și de viața personală și de carierele lor, în așa fel încât să nu aibă de suferit vreuna dintre aceste cariere, pentru că e tot timpul un compromis care trebuie găsit. Vă mulțumesc foarte mult. O să mergem la doamna MOTOC în continuare. Da. Eu cred, în ceea ce privește reprezentarea femeilor, cred foarte mult în discriminare pozitivă. Cred că este singura soluție, din păcate, pentru a putea ca femeile să aibă acces în multe locuri, inclusiv la nivelul, nu vorbesc acum numai de parlamente, nu vorbesc acum numai de funcții din Comisia Europeană, din funcții de conducere din ONU, unde există și funcționează aceste tipuri de cote, dar vorbesc chiar de o curte ca a noastră, Curtea Europeană a Drepturilor Omului, care până în momentul în care nu s-a impus statelor să existe să existe pe lista de 3 judecători din care se fac alegerile cel puțin o femeie, statele au trimis liste formate numai din câte 3 bărbați, adică era clar că puteau să fie numai bărbați și de aceea avem în continuare într-o curte, să spunem, care se ocupă cu drepturile omului, deci inclusiv cu drepturile femeilor, cu violența împotriva femeilor și așa mai departe. Nu avem nici măcar o treime din femei cu efortul acestei practic discriminări pozitive, pentru că ce înseamnă acest lucru? Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că dacă există
dacă există, de exemplu, 7 candidați în, să spunem, România, da, pentru postul de judecător al României la Curtea Europeană a Dreptului, care după aceea sunt aleși mai departe, nu o să intru în toate detaliile de adunare parlamentară a Consiliului Europei, atunci dacă, ce înseamnă în concret, pentru că în concret discriminarea pozitivă poate să șocheze pe oricine, înseamnă dacă primii 3 sunt bărbați și, să spunem, următoarele 2 sunt femei, trebuie al treilea să fie înlocuit cu al patra. Asta înseamnă, dacă trebuie să ai o femeie neapărat pe această listă, trebuie al treilea să fie înlocuit cu a patra. Deci e foarte, foarte clar. Aceasta înseamnă că unii bărbați pur și simplu nu mai intră în această selecție. De ce? Pentru că oamenii nu înțeleg, unii foarte greu să acceptă problema discriminare pozitive în mod, să spunem, în mod fățiș în România, de către anumite cercuri, să le spunem, intelectual conservatoare, dar nu numai. Și în Occident se acceptă mai ușor și în interior sunt aceleași întrebări. De ce oare trebuie ca acel bărbat care, să spunem, a fost meritoriu și la o competiție, internă, o competiție bazată pe cunoștință, că e o competiție totuși, de ce trebuie să fie înlocuit el cu o femeie? Tocmai pentru că ca să ajungi la acest parcurs, care nu este unul, nu este imediat în cariera ta, trebuie mulți ani de vechime ca să ajungi judecător la CEDO, te confrunți cu o serie de lucruri foarte, foarte complicate. Eu cred că femeile, deja societatea s-a obișnuit în foarte multe state și foarte multe societăți s-au obișnuit cu femeile fiind primele la școală. Aceste lucruri se acceptă până la nivelul de educație din facultate, master și așa mai departe. Mai mult sau mai puțin suntem acceptate, dar femeile sunt căutanco sârguincioase, ele ajung undeva. Nici măcar nu se pune, pentru că nu suntem pe piața de muncă încă. Și acolo sunt dificultăți, dar poate puțin mai mici decât mai târziu, când apar dificultățile și acele femei care vedem că termină primele facultățile au un parcurs la care poate nu ne așteptam din considerente diferite pe care nu le repet aici. De aceea toate aceste obstacole pe care diferite societăți le creează, care sunt la diferite niveluri de muncă mai târziu, ele se acumulează și la un anumit nivel pur și simplu nu mai poți să mai ajungi ca femeie. Este foarte complicat. De aceea acel bărbat care este majoritar, se află într-o societate care favorizează, trebuie înlocuit cu o femeie, pentru că altfel cercul acesta vicios al subreprezentării femeilor la nivelul, să spunem, eu spun de curțile internaționale, la nivel politic, nu este clară subreprezentarea. Vedem în România, sunt cifre chiar la nivel european cu anumite excepții, la nivelul organizațiilor internaționale, chiar la nivelul, să spunem, înaltului comisariat pentru drepturile omului. Da, acolo este necesar și în alte locuri este necesar. De exemplu, în Germania avem în continuare profesor plin, eu sunt și profesor universitar la această facultate unde lucrez, sunt profesor universitar plin și am fost profesor universitar foarte tânăr, din nou, cred că cel mai tânăr din țară, 30 ceva de ani, dar din nou, la femeile sunt 3% profesori universitari în Germania, într-o țară ca Germania. Ce vedem aici? Că este o poziție extrem de înaltă, da, în Germania știți foarte bine, îți pui titlul profesor doctor înainte, oriunde, inclusiv la aeroport, la pașaport, dar și pentru că ești acolo, este extraordinar de dificil să pătrunzi, acolo este o lume a bărbaților, da, într-o țară ca Germania, 3%, deci este ceva și multe alte state care se află în aceeași situație. Eu nu m-am gândit pentru noi.
noi pentru drepturile femeilor, pentru că am lucrat foarte mult la ONU, aici noi la CEDO avem mai degrabă ne confruntăm cu violența împotriva femeilor ca fenomen sau ne confruntăm cu probleme de discriminare, de egalitate de gen, de exemplu, de egalitate de gen în momentul în care femeia este însărcinată, deci în timpul muncii, iar o chestiune foarte, foarte complicată. Dar la ONU, foarte mult când vorbim de discriminare pozitivă, cu siguranță că știm unde ea acționează și eu cred că ea trebuie să acționeze oriunde femeile sunt subreprezentate. Deci oriunde femeile sunt subreprezentate este un semn că există o problemă, da? O problemă legată de reprezentarea femeilor, indiferent de nivelul care sunt, ci că accesul femeilor este unul care este foarte complicat, pentru că deseori se pretextează că sunt competențe, că sunt examene legate de competențe și sunt alte mecanisme care acționează. Acum să spun un ultim element. Gândiți-vă că ideea în sine de hărțuire sexuală a apărut de unde? A apărut din relațiile care existau între profesorii universitari de literatură în America anilor 70 cu studentele lor, studente care, una din șase din studente respective, aveau relații cu profesorii coordonatori. De aici aceste lucruri sunt complet interzise în societatea americană, dar vedem că aceste idei legate de hărțuire, ele sunt și ele joacă rolul, nu știu, un rol foarte, foarte important dacă este vorba să discutăm de ce trebuie să punem discriminarea pozitivă și care mai este un obstacol de care poate că nu am discutat înainte. Da, cred în discriminarea pozitivă. Mulțumim foarte mult. Ne apropiem de finalul panelului și de finalul evenimentului principal organizat de Europol, Centrul European de Expertiză, în colaborare cu Facultatea de Științe Politice a Universității București și cu sprijinul Ambasadei Franței în România și a Institutului Francez din România. Și aș vrea doar să vă adresez o ultimă întrebare pe post de concluzii, chiar o avem și în formular. Ce sfat practic le-ați oferi tinerelor, studentelor care doresc să își facă vocea auzită prin organizațiile non-guvernamentale sau poate la un dat printr-un concurs, printr-un proces de reprezentare la nivel european sau internațional? Ce sfat practic le-ați acorda lor? Aceasta fiind concluziile noastre, ca să spun astfel. Doamna Strugariu? Să-și facă vocea auzită și să nu renunțe și, așa cum am spus la început, să creadă în ele foarte mult pentru că au toate motivele să o facă. Tot timpul vorbim despre modele feminine în politică, în viață, în societate. Tot timpul avem tendința să aducem pe masă nume mari care au însemnat ceva, care au schimbat ceva. Discutăm despre felul în care au făcut-o și excepțional. E adevărat, eu mă nășteam în anul în care Simone Veil a devenit prima președintă a Parlamentului European. E și anul în care exista sufragiu direct pentru Parlamentul European. Era 1979, am și alte modele feminine foarte puternice și inspiraționale, dar realitatea este că în munca mea de zi cu zi și în tot ceea ce fac aici, oamenii care mă inspiră și mă motivează efectiv să merg mai departe, sunteți exact voi și sunt aceste studente și acești tineri. Aceste generații care sunt mult mai deschise către nou, către competiție, care înțeleg ce înseamnă și capătă încrederea și puterea cu niște resurse pe care aproape că nu le pot percepe uneori și sunt incredibile, pentru că nu trăiesc în vremuri simple, care au o enormă nevoie de educație la rândul lor și de alte modele,
Și cred în continuare că educația joacă un rol fundamental, nu vorbesc despre, doar despre cea formală, ci și despre cea non-formală, vorbesc despre profesorilor de la școală care pot să-i inspire la fel de mult cum pot să-i demotiveze și să-i descurajeze pe un drum pe care îl aleg, vorbesc despre o familie care să le inspire niște valori, dar dincolo de toate astea, mi se pare excepțional că reușesc să-și stabilească aceste repere, că vor să facă aceste cariere, că sunt extrem de bine pregătiți în interacțiunile mele. Am tot timpul surprize, începând cu ele de clasa a 5-a, cu care discut problematică europeană și teme europene importante, și că sunt echipați să facă față unei lumi și să mai și întindă o mână celuilalt, să ajute să-i se deschidă mintea celuilalt, să fie la rândul lor și să inspire alți oameni. Pe mine astfel de oameni mă motivează și mă conving în fiecare zi că drumul pe care l-am ales e un drum bun și că trebuie să rămân pe el. Dacă nu v-aș vedea, dacă n-aș ști ce faceți de azi dimineață în continuare, deși e 8 martie și poate că ar trebui să vă gândiți că sărbătoriți, dacă n-aș ști că sunteți cu casca în ureche și colegele și Tana și nu spun toate numele din acest panel pentru că vă văd și studentele pe care le-am auzit adresând întrebări și femeile cu care lucrez eu, care sunt tinere, tot cabinetul meu are oameni tineri și sunt extrem de deștepți și de frumoși și de dinamici. Și bursiera mea, care este o fetiță care vine dintr-un sat de undeva din Moldova și care e cu foarte mulți copii frați acasă și care a vrut să meargă la școală. Singura dorință pe care a avut-o, și era un copil cu rezultate foarte, foarte bune la școală, a spus că orice trebuie să se întâmple și prin orice fel de mijloace, ea nu-și dorește decât să meargă la școală și să învețe mai departe lucrurile pe care a reușit să și le fixeze atât de bine în școala generală. Și e la școală acum și care sunt foarte, foarte mulți copii pe care chiar trebuie să-i susținem și să creștem niște generații împuternicite cu adevărat și educate, asta trebuie să facem ca țară și ca guvern. Și poate mai multe femei într-un guvern ar înțelege mai bine aceste lucruri, doar spun, poate că le-ar înțelege mai bine. Și da, am o admirație enormă pentru astfel de femei și copii și tineri și astfel de oameni care ar face orice ca să reușească și merită toată încrederea și toată susținerea. Așa că, șapo, mulțumesc pentru inspirație, zic să continuăm și să avem astfel de discuții, nu doar astăzi, pentru că, de fapt, e vorba despre toate celelalte zile în care ar trebui să vă simțiți la fel de împuterniciți, la fel de susținuți, în care ar trebui să existe mai puțină violență, mai puțin trafic de persoane, mai puțină discriminare, mai puțin misoginism, mai puțină singurătate, mai puține mame singure și poate izolate de o societate care încă nu înțelege ce înseamnă să-ți crești singură un copil sau să treci printr-un divorț sau să ai acces la mijloace contraceptive și cât e de important și să ai libertate de alegere ca femeie și cât e de important. E vorba despre fiecare dintre aceste zile în care inspirația și solidaritatea și activismul ăsta trebuie să existe și printre femei și printre bărbați în egală măsură. Încă o dată mulțumesc frumos! Vă mulțumim, doamna Strugariu, doamna MOTOC. Da, și eu vă mulțumesc. Cred că este foarte, foarte important pentru fiecare dintre femeile și studenții prezenți astăzi aici să-și calibreze, să știe să se înțeleagă pe ei în primul rând ca să-și calibreze locul în care și modul în care își doresc să ajungă. Mie mi se pare că dincolo de oamenii care, să spunem, din nou au atins o performanță într-un domeniu, au făcut ce se numește, mie nu-mi place cuvântul ăsta, carieră, dincolo de acest lucru, există oameni care au avut puterea de a schimba lucrurile în societatea în care lucrau,
Cred că este la fel de important, probabil că modelele, dacă avem modele în existența noastră, că avem modele feminine, ele ar putea fi, da, figurile celebre, figuri politice sau figuri intelectuale la noi, Elizabeth Roosevelt sau, să spunem, Simone de Beauvoir sau alt, dar în realitate poate să fie femei care sunt de, cum a fost Elisabeth Riza, o femeie rezistentă din România. Deci oamenii trebuie, cred că, și tinerii din ziua de azi trebuie să vadă foarte bine, și de asta din nou accentuez pe acest tip de cunoaștere, trebuie să vadă exact, să înțeleagă exact care este locul lor. S-ar putea ca locul lor să fie poate nu într-un loc foarte, foarte strălucitor. Nu acest lucru este important. Este important să fie într-un loc în care sunt valorizați sau sunt valorizate și în care poate să contribuie cu ceva la societate, la societatea locală, la alte tipuri de societăți. Aceștia sunt, din punctul meu de vedere, eroi, și din nou mă întorc aici la experiență, să spunem, cât de cât experiență pe care am avut-o ca raportor special, și mi-amintesc de femeile acelea extrem de curajoase care erau într-o zonă de conflict, că tot este conflictul acum lângă noi, erau într-o zonă de conflict de ani de zile în care au ajuns să domine, da, exista, am cunoscut o femeie care cunoștea, era liderul unei regiuni din acestea în care era un conflict armat care după aceea a fost calificat ca și crime împotriva umanității. Ea era liderul, țin de că am călătorit cu ea cu un avion din acesta, cum se călătorește acolo în Africa, și îmi spunea, femeile trebuie să conducă uneori cu o pernă de catifea. Nu știu dacă neapărat lucrul ăsta, nu știu dacă mi se potrivește mie, nu prea cred, dar ceea ce vreau să spun este că acea femeie este o femeie de la care eu am învățat enorm, poate doar în drumul acela de 2-3 ore pe care l-am făcut cu avionul în condițiile acelea, sau poate au fost mai multe de avioanele lor care funcționează, decât poate am învățat de la oricine. Adică nu trebuie să te gândești, și am fost în contact cu mari nume, da? Am fost în contact cu foarte mari nume ale drepturilor omului, ale dreptului internațional și mai departe. Cred că am învățat mai puțin de la acele mari nume decât am învățat de la acea femeie pe care am întâlnit-o. De aceea uneori nu neapărat, da, modelele noastre sau modelele noastre, dacă avem modelele noastre umane sunt uneori mai aproape de noi, sunt uneori lângă noi, cu siguranță, da, diplomația în sensul diplomația implică, poate să implice uneori, ce spuneam înainte, o diplomație locală, pentru că ăsta era titlul, trebuie să știm și trebuie să știm exact unde ne este locul, și părinții, generațiile acestea de părinți, chiar părinții de astăzi, sunt în continuare foarte dominați în Europa de Est, în a aduce undeva undeva foarte sus, și considerăm și noi că dacă nu am ajuns la X spațiu în existența mea, din punct de vedere profesional sau din punct de vedere personal, atunci existența mea nu este în regulă. Nu. Eu cred că ceea ce am învățat trăind, că am trăit foarte mult în vest, mai mult în vest decât în România, este că foarte important este această senzație de a ne simți bine, le bien être. Deci de fiecare dintre noi, acea senzație de a fi împăcați cu noi înșine și putem să fim în oricare spațiu. Cu siguranță, în momentul în care facem parte dintr-o minoritate dezavantajată, așa cum sunt femeile, avem o datorie. Deci acest lucru pentru mine este clar, a fost clar toată viața mea. Fac parte dintr-o minoritate dezavantajată. Câteodată trebuie să spun pentru generația mea, nu numai minoritate dezavantajată ca femeie, dar fac parte, am fost o femeie din Europa de Est, din România, lucrurile nu au fost simple ca să
fii în Franța în anii 90, din România sau în Europa de vest, nu era simplu absolut deloc, prejudecăți erau mari, mari de tot și oriunde în altă parte în Europa. Dar, deci avem această datorie, datoria faptului că aparținem acestei minorități și trebuie să facem ceva pentru această, pentru această minoritate, trebuie să facem ceva pentru femei, dar din nou știind noi înșine și calibrând noi înșine unde trebuie să ajungem și care sunt cele mai importante lucruri pentru noi și, repet, ceea ce spuneam înainte, ceea ce este important pentru noi, în primul rând, ca oameni. Vă mulțumesc foarte mult, doamna MOTOC, vă mulțumesc foarte mult, doamna STRUGARIU, îi mulțumesc și excelenței sale Iulia MATEI pentru participarea în cadrul evenimentului nostru. Vă mulțumesc pentru ideile pe care astăzi le-am discutat cu, într-un cadru sigur pentru studente și pentru tinere. Am discutat despre egalitatea de gen, am discutat despre reprezentativitate, am discutat despre încrederea și resursele femeilor, am discutat despre procesul de negociere, am discutat despre leadership-ul feminin în situații de criză. Cu siguranță participantele noastre au luat din experiențele noastre și cu siguranță vor construi își vor construi cariera, își vor construi drumul mai departe cu ajutorul sfaturilor pe care astăzi și le-au luat din această întâlnire. Într-adevăr, nu trebuie să discutăm doar astăzi de 8 martie despre leadership-ul feminin și despre empowerment. Toți avem în jurul nostru cel puțin o fată, o tânără, o femeie care sprijină, care participă, care dorește să crească participarea tinerelor, femeilor în viața civică, care vine cu inițiative, care vine cu proiecte. Ce m-a surprins foarte mult și aș vrea să închei cu acest lucru, în cadrul formularului pe care noi l-am lansat, foarte multe întrebări veneau de la tinere, de la studente, despre cum putem începe sau de ce abilități am avea nevoie sau când se simt pregătite, când ar fi momentul de a începe, potrivit pentru o inițiativă, pentru un proiect, pentru a deveni un reprezentant și așa mai departe. Și ceea ce pot să spun este că trebuie să începem. Trebuie să începem cu inima deschisă, cu ambiție, cu hotărâre, sprijinindu-ne pe cei din jurul nostru și sprijinindu-i la rândul nostru. Și aceasta este cea mai importantă lecție. Trebuie doar să începem, să ne punem în mișcare, pentru că restul vor veni de la sine, fără să ne gândim la obstacole, pentru că, cum a spus și doamna Strugariu, obstacolele vin, dar trebuie să le luăm ca pe provocări și să le depășim. Și cam atât am vrut să vă transmitem. Eu am fost Francesca Criste, expert afiliat în politici de tineret și viitorul muncii la Europuls, Centrul de Expertiză Europeană. Am organizat acest eveniment împreună cu Facultatea de Științe Politice a Universității București, în colaborare cu Ambasada Franței în România și cu Institutul Francez din România. Și vă mulțumim încă o dată pentru participare, mulțumim vorbitoarelor noastre și le mulțumim participantelor și tuturor celor care ne-au urmărit și vă urăm o zi minunată și un viitor plin de inițiative și plin de creativitate și plin de putere pentru a pune în practică toate ideile. Mulțumim! Mulțumim mult! Mulțumim și o zi! Mulțumim mult! La revedere!